Hotărârea Parlamentului pentru revocarea avocatului poporului este neconstituțională, a decis CCR. Renate Weber va fi imediat repusă în funcție. Mai sunt două zile până când pașaportul de vaccinare devine realitate. Dacă te-ai vaccinat, e valabil până în iunie 2022, dacă ai trecut prin boală, șase luni. Dacă te vaccinezi, poți cere o zi liberă de la angajator, o zi liberă pentru fiecare doză. Aceste libere nu sunt scăzute din concediul de odihnă. Legea a fost aprobată de Parlament și merge acum la promulgare la Iohannis. Grecia anunță că va avea restaurante, baruri și centre comerciale și culturale exclusiv pentru persoanele vaccinate. Anumite grupuri, precum personalul medical, vor fi obligate să se vaccineze. Și actrița Scarlett Johansson își lansează propria linie de produse cosmetice în anul 2022. Nu se știe încă dacă linia de produse va fi de make-up sau de skincare, sau poate ambele. Știi!